Apropo, stați așa, că avem o legătură directă cu domnul Dan Cristian Popescu după acest comunicat. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara. Dumneavoastră constatați, practic, înțeleg următoarea situație. Diferențe de cifre între buletine, între procesele verbale care au plecat din secții și ceea ce s-a înregistrat pe site-ul ROAEP, corect? Exact. În câte astfel de situații ați constatat diferențe? Sunt multe situații de acest fel. Sunt multe secții în care cele patru procese verbale sunt identice, ceea ce este aproape imposibil în viața reală. Și au fost destul de multe incidente în care zeci de buletine de ale mele sau în care eram eu votat erau puse la contracandidat în team. Adică erau puse în team cu celălalt sau cum? Celorlalți, că au fost mai mulți candidați. Mai multor candidați. Și cred că nu este nimic de ascuns și renumărarea voturilor poate să arate... Eu vreau să vă întreb un lucru. Cum e posibil să pun un buletin de vot în dreptul altui candidat, pentru că procedura conform legii a fost explicată și în prima parte a emisiunii. Se ia buletinul, se arată tuturor membrilor, se arată la tabletă. Se comentează dacă e ștampila, unde e pusă, dacă sunt două ștampile, se dezbate, l-anulăm. Știți, după ce am dezbătut chestia asta, îl punem la locul lui. Adică cum e posibil să-l punem în altă parte totuși? Este foarte ciudat și spre dimineață, probabil că lumea este foarte obosită, se mai practică și astfel de lucruri. De aceea eu nu cred că cineva are ceva de ascuns și renumărarea voturilor va elucida dacă prima numărătoare a fost corectă.